Morning Glory, Morning Glory. Ți se înfundă culbutorii. Și bonjurică, bonjurică, pur și simplu, efectiv, ne pregătim să distrugem, ca de obicei, ProTV-ul din interior. Da, mă rog, avem o grămadă de alte chestii. Vedeți că au început ăștia să combată țânțarii în capitală. Deci, pentru că sunt mici. Spui mici? Spui? Muștar. Așa, bun. Deci, cu muștar. Cu muștar. Cu muștar. Așa, aglomerație mare pe Otopeni, alertă cu bombe, dar ci că să vină cu 3 ore mai devreme, exact cât faceți din Comarnic până în Sinaia, practic. E cam aceeași distanță. Da. Deci, practic, ai șansele, dacă te duci la Otopeni, să faci 2 city break-uri în loc de unul. Unul îl faci în Otopeni, celălalt îl faci unde voiai să-l faci. Și vine și recensământul peste noi, 21-22. Până pe 15 mai mai puteți să vă autoregenzați. După aia, mai ții minte, Mihai, gluma aia cu bunicul? Care? Cu ce mai face bunicul? E bine? Nu. Nu e rece. Nu e rece, nu e rece. Nu. Nu e rece, că are lemne, face foc. Da. Ei, hey, mă rog. Ci că se dau și și gaze, dar până una alta e foarte important că o să vorbim despre 1 mai-ul de altă dată, care a fost, despre cum se petrecea, cum se făcea. 5 minute intrăm. Da. Da. Lasă-mi și mie, te rog, mascara de la calculator în jos. Da. Mulțumesc. Așa. Și cred că a sosit momentul să-i spunem bună dimineața lui Cătălin Neamțu. Bună dimineața. Bonjurică, bine ai revenit la noi. Bine v-am regăsit, mai văzut de mult. Ești într-o mare formă, ești. Wow, mulțumesc. Da, că, arăți extraordinar. Da, arăți cu minciunile ca, direct așa. Arăți ca atunci când când zăceai rupt pe plajă. Direct. În doi voi, așa, doi, da, mai, așa, și voi recunosc. Da. Deci extraordinar, extraordinar. Da, da, da. Bine, erai mult mai tânăr. Și asta e adevărat. Atunci, dar cât de tânăr poți să fii până la urmă? Până la urmă și cât de mult timp poți să fii tânăr? Da, uite, te uiți la Fuego, nici nu zici că a fost. Dar n-are vârstă. Asta zic, asta, că nu, de-aia nu zici că a fost tânăr vreodată. E că, și de la îmbrăcăminte. Crezi că aripile alea de liliac îl ajută mult? Mie îmi place că are sursă de inspirație, pe, din câte văd și înțeleg, pe regina Angliei. Da, seama, așa pare că. Da, 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 da. Da, și e în primul rând că e un artist longeviv, nu? La asta te referi? Și popular. Și popular, da. Mă întreb ce câine are. Crezi că ține câine acasă din aia oribil? Corgi sau cum se numesc? Domnul mizeria? Paul? Da. Cred că are, nu știu ce câine poate să aibă. Cred că are un șoricar. Zici? Sau un chihuahua. Băi, tu ai văzut chestia aia lui Bobo, că voi de obicei lucrați împreună în vremurile alea, despre care o să vorbim acum. E frumos spus, lucrați. Da, aveți lucrări împreună, da. Elegant. Ai povestit tu ceva la el în podcast, foarte important, dar am văzut acum o știre cu Rusia, care a chemat niște delfini din ăștia special antrenați să detecteze bombe, submarine, mine, atacuri din astea, ci că l-a detectat pe Bobonete când pe bune, deci asta au făcut prima dată delfinii, ci că dădea la boboci de ștucă și l-au, băi, imediat a sunat alarma. Da, el are și senzori pentru delfini. Da. Da, am văzut că are și senzori pentru hateri după ce a pus poza cu delfini. Da, e adevărat, dar ci că după ce a pipăit elefantul e cu totul altceva. Știi bancul ăla cu calul lui Manole? Nu. Nu știi bancul cu calul lui Manole? Nu. Se poate spune? Da, se poate, da, da, da. E. Cu doi țărani care au mers la oraș și s-au despărțit, mă rog. Unul s-a dus la grădina zoologică și alălalt să ia pâine de la obor. Și după aia s-au întâlnit și ăla de la grădina zoologică zice: băi, a fost extraordinar la grădina zoologică, bă, am văzut ce face, nu credeam să văd. Girafă, mă. Girafă. Există așa ceva. Da, mă, girafă. Adică, dar cum arată? Păi, știi calul lui Manole? Da. Așa. Păi, este exact la fel, doar că are niște pete așa și e cafenie. Și are gâtul foarte lung. Aha. Da, am văzut după aia, am văzut elefant.
Ăsta e foarte, adică n-am, nici nu știu cu ce să zic. Știi calul Manole? Da. Bă, este exact că ăla, doar care e mare așa, știi, aproape pătrat așa și are o trompă în față, așa ca un furtun foarte gros și colți albi. Foarte. Bă, dar ce am văzut și asta chiar am zis, frate, deci așa ceva, aligator, mă. Așa. Și ăsta cum e? Bă, știi calul Manole? Da, îl știu. Bă, n-are nicio legătură. Morning glory, morning glory. Mă, cam lasă nervișorii. Da, mă rog, poate îl știai, poate nu știai, dar... Noi l-am amintit pe parcurs, da, la final, dar e foarte bun oricum. Da, bancurile foarte scurte și seci. Da, da, e... Domnul care se duce la prozar și zice, dați-mi și mie cartofi. Și întreabă vânzătorul, de cât? Dă că cartofi. Morning glory, morning glory. Pocnește ficăciorii. Deci e foarte bine. Băi, intrăm la PTV sau nu mai intrăm? Ha? Mai avem un picuț. Cât? Cât mai avem? Zim. Băi, oricum, Cătălin Neamțu, fie student, 30. fie chiar așa, Oardea de 1 mai la mare. Cum da, se face? Că m-am gândit când am vorbit ieri la telefon și mi-a zis să ne vedem astăzi, mă gândeam, zic, bă, zic, dar că mi-a zis să-mi aduc aminte de niște lucruri, să povestim de 1 mai și am zis, zic, bă, zic, ce mi-aduc aminte e greu să povestești și ce nu mi-aduc aminte, nu mi-aduc aminte. Da, adică... e adevărat, da. Dar pentru asta există prieteni care poate au băut mai puțin decât tine. Nu cred. Nu, n-ai prieteni din ăștia? Suntem live? Acum, da? Uite, fii atent, fii atent. Fii atent, hai că intrăm la ProTV. Serios? Da. Ce bine, hai. Da. Ia. Pe loc, acum? Da, așa pare, da. Ia. Doamne ajută, ai nu știu. Aha. Da, dar nu se aude nimic. Nu se aude nimic, stai că facem noi acum. Ah. Ia, fii atent. Stai așa. Ia să vedem. Băieții ăștia sunt online, dar uite, îi văd. La mine nu se aude. Da? Nu se aude, nu. Nici la mine nu se aude. Jingle, dar noi nu auzim. De fapt. Ce facem? Da. Gata? Nu. Așa, suntem ok. Gata. Suntem ok, bine. Da. Atunci vorbim ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Bună dimineața! Așa, suntem la Morning Glory. Sperăm să vină cât mai repede vineri seara, care este ziua noastră preferată. Da, știu, cunosc. Și Cătălin Neamțu este aici cu noi, actor, coleguț de altfel... cu niște oameni de pe la ProTV. Înțeleg că te trimit ăștia disciplinar să trăiești. Care e? Da, avem un challenge acum. Trebuie să reușim să trăim cu 100 de lei preț de un weekend. În 100 de lei să dai ca pe vremuri. Adică mie nu mi se pare nimic complicat. Da, păi asta că el... Nici pe aia 100 de lei nu aveam pe vremuri, adică... El a făcut școala vieții și de asta a supraviețuit. Păi, el este adevăratul supraviețuitor. Sigur, adevărat. Alături de Bobonete. Dar târându-se împreună în diverse locuri, da, erau mai puternici. 1 mai a fost întotdeauna momentul montării cortului. Că erau două date importante, 1 mai și 15 octombrie. A, înțeleg. Asta începea perioada. Deci așa se făcea? Da. Se punea pe 1 mai și se ridica pe 15 octombrie. Dar mai plecai, mai veneai? Mai plecai, mai veneai și lăsai cortul oamenilor care aveau nevoie. A, adică înțeleg. Era la liber, era deschis. Era... Erau și atunci altfel de refugiați decât acum, da. Da. Din păcate, da. Da. Acum avem altfel de refugiați. Deci astea erau datele, practic erau calendarele... Începea programul Casa de Tânărului Vară. Român, ca să, că nu era vorba de țăranul român atunci, deși acum s-a înlocuit pe litoral din ce am văzut. Deci se punea cortul și se începea lucrarea. Activitatea, Să vorbim un pic despre ce lucrați voi atunci păi, pe litoral. Având în vedere că... Dacă îți mai aduci aminte ceva. Îmi aduc aminte lucruri, așa. Da. Am niște frame-uri, ca să zic așa, dar treaba era în felul următor. La 1 mai se dădea drumul la lucrare și... era întotdeauna cu speranță. Adică te duceai și te ziceai, bă, mă distrez, o să fie tare, o să fie mișto, o să fie... Nu o să fie ca anul trecut când m-au îmbătat și nu mi-aduc aminte nimic. Și mi-a fost frig și că totul a fost cu frig. E o umezeală de 1 mai. E mai umed decât în alți ani, de obicei? Nu, e la fel tot timpul. Da, dar e foarte umed. E aceea țeapă, adică cu siguranță te gândești că o să fie bine, dar dimineața... pe 1 mai dimineața sau pe 2 mai, te trezești oricum așa, tremurând, da. Ca aia e situația, că se duce efectul licorii de seară și atunci... Deci am aflat că nu te încălzește neapărat licoarea.
Nu știu, așa am pățit. Da. Așa, mă, în fine, să continuăm, mai învață-ne încă. Așa, și pentru că nu erau biblioteci, nu erau cinematografe, nu erau... Nu erau condiții ca acum. Ca acum, da, ce să faci? Umblai și tu din loc în loc, se numește mania ambulatorie, se cheamă. Mania ambulatorie. Așa. Începi într-un loc, de obicei la stuf. Da. Și după aia o luai încolo, spre nord. Ah. Da. Spre Bulgaria. Și te opreau grănicerii, te întorceau și veneai înapoi în maghiar. Înțeleg că s-a întâmplat la un moment dat să te trezești în stuf, în stuf, în porumb. Da. În porumb, alături de un mare, atunci mare actor contemporan. Atunci am fost răpiți de extratereștri, da, e adevărat. Așa. Pentru că noi cunoaștem extratereștrii, pentru că noi suntem extratereștri, și eu și Bobo. Da. Da. Și povestește-ne ce s-a întâmplat, de fapt. Adică, cum a fost? Păi, în urma unei ședințe prelungite, până după răsărit, până după Bolero, au trecut câteva ore și în momentul în care am deschis ochii, practic când ne-am trezit, nu mai vedeam nimic de niște tulpini. Da. Care tulpini după aceea s-au dovedit a fi un lan de porumb, când ne-am ridicat în picioare. Cum s-a ajuns acolo și ce căutam, nu știm, dar știm sigur că hainele lui Bobo fuseseră subtilizate. De ce le era dezbrăcat? Uh-huh. De tot? Ca om. Și tu erai mai îmbrăcat decât el? Asta că văzându-l pe el nu mai știu precis exact. Adică a fost șocul atât de puternic încât amintirea dacă eu aveam sau nu haine nu mai am. Nici nu mai conta, da. Nu mai, da. Dar ai putut să te cauți de ceva? Am verificat dacă sunt toate bine, dacă mă doare ceva, dacă s-a rupt ceva și dacă am microchipuri, că eu cred că de atunci au lucrat extraterestri cu mine. Ah. Da. Asta e că ai piuit când ai intrat aici. Păi te-am auzit eu. Da, și la aeroport mă duc cu toate hârtiile alea când mă duc și mă asta. E foarte important și da. Da. Spune-mi, te rog frumos, dacă îți mai aduce aminte ceva, adică ceva ce a spus, da, atunci am... important, că e foarte important ce spui în momente din astea. Te trezești, tovarășul tău de băutură este gol pușcă într-un lan de porumb și te întreb dacă e așa, a fost, poate... Da, nu, am zis că sau anul mai este viitor, ceva între voi. Anul viitor întoarcem cultura și punem avocat. Am făcut planul. Deci asta a fost o amintire frumoasă de la Cătălin Neamțu. Da, știu, îmi dau seama, dar aici le spunem la revedere colegilor, coleguților noștri de la ProTV, să petreceți bine și să aveți un weekend bun și nu uitați, Vinețiu este culoarea acestui weekend de 1 mai. Da, da, da. Vinețiu. Am spus noi Vinețiu Cocalar, dar nu asta, nu are importanță. Bun, da. Mulțumim foarte mult, v-am pupat dulce pe ceacre, noi continuăm aici la... Mersi! Mersi, v-am pupat, așa. Bun, deci, Cătălin, mai spune, te rog frumos, da, păi mai e treaba cu Leonid Donit, pe care probabil cu toți îl cunoaștem, Robi, din Las Fierbinți. Da. Am fost de multe ori împreună la vamă și la un moment dat, într-una din dimineți, așa cum aveam obiceiul de a... dormi în fiecare dimineață după răsărit cu oșa urma pe piept. Așa era obiceiul. Da. Înțeleg că așa, că ține și de cald, dacă te trezești. E lăsat timpul, de la Dumnezeu, da. Da, și dacă o ții aici la piept și te trezești în timpul somnului, mai e o gură, o pui la loc, adică să-ți fie lucrurile aproape. Și oricum arată ca și cum întotdeauna ar trebui să te convingi ca să aplaneze, de fapt, conflictul ăsta interior, că nu știi dacă ai mâncat sau ți-a fost rău. Că așa arată oșa urma și de asta zic că... Așa este corect, da. Da. Dacă ți-a umplut-o cineva sau a umplut-o... Da, 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 exact, în sensul ăsta, da. Arată mestecat așa. Exact. Da. Și cum eram cu ea pe piept așa... De la sosuri, de la maioneză, de la toate ce avea în ea acolo, Leonid s-a speriat pentru că eu aveam în jurul gurii sosurile alea, respectiv și niște muște care veniseră la sos. Și nu mai reușisem să ajung în cort, adică eram în afara cortului, lângă cort. Și el când m-a văzut a început să plângă, săracul, a crezut că... A văzut muștele alea, s-a speriat, a început să tremure și să plângă, nu știa ce să facă, îi se părea oricum că e târziu să mai facă ceva. Și singurul lucru pe care l-a putut face a fost să-mi pună o oglindă în fața gurii, să vadă dacă mai sunt cu el sau nu. Da. Momentul în care m-am speriat, m-am trezit, m-am speriat că am simțit oglinda aia lângă buze și m-am speriat și era să-l omor și pe el când m-am trezit. Ha, 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 ha.
Și toată ziua aia de dimineață până seara mi-a urat de strămoși, de... Da, ce ai făcut? I-ai dat un cap în gură sau ce s-a întâmplat? Nu, l-am speriat. E mai rău decât un cap în gură. A, să crezi că un prieten te-a părăsit și dintr-o dată vine, revine la realitate, e un șoc. Deschide ochii așa. Da, când m-am dus și l-am... Și de acolo a început concertul până seara. Și bineînțeles, celebra propoziție care, pe care o spui de fiecare dată, nu mai beau, nu mai beau, nu mai beau. Da. Asta e, da, e foarte important. Nu e. Crezi că tineretul din ziua de azi mai e în stare să facă ce ați făcut voi? Adică la nivelul ăla, crezi că se poate ajunge ușor? La nivelul ăla de constanță e complicat, că îți trebuie antrenament. Îți trebuie antrenament zi de zi, să ajungi în Champions League e greu. Adică trebuie să te ții de treabă. Dar cu perseverență și cu dedicare se poate, sigur se poate. Ai întâlnit tineri promițători? Adică ai văzut așa în noile generații mai oameni care vin tare din urmă? Mai mult exhibiționiști. Adică, cum să zic, nu... Da, poți să reușești să ajungi într-un punct foarte rapid, dar e complicat să te menții. Asta, acolo. Dacă reușești să te menții și să intri în Liga Campionilor, acolo e ce trebuie. E foarte important. Da, Cătălin Namțu, un om care, în ciuda tuturor celor întâmplate, iată, este alături de noi în viață. S-a reușit. A trăit. Așa mai fost la... Și s-a întors să ne povestească ce a văzut. Și tot de 1 mai, mergeam înainte de a ajunge la vamă, mergeam în piață la Mangalia și ne luam capoate. Aveam capoate din alea pe sub care nu purtam nimic. Da. Așa, că așa e model. Și aveai un buzunarel pe partea stângă aici să poți să ții telefonul și alte obiecte, că bani nu se punea problema, dar telefonul aveai. Și exact așa am îmbrăcat în ținuta respectivă, după ce se întâmplase de mărăpiseră niște pahare, am vorbit cu Carmen Dogaru de la așa, să mergem, ea mergea la un supermarket la cumpărături. Și am zis că vreau și eu să merg cu ea, că îmi trebuie un prosop. Că uitasem să-mi iau prosop, cu gândul că primesc la cort acolo de la cazare, dar nu mi-a dat nimeni. Și cum am mers acolo la supermarket, așa îmbrăcat și obosit, am văzut acvariu cu pești. Și am început să încerc să găsesc niște cutii de niște lăzi de bere, să mă urc pe lăzile alea de bere, voiam să pescuiesc cu mână. Și băgam mâna după niște crapi acolo, cu toate că nu trebuia să fac eu lucrul ăsta, trebuia să fac angajații supermarketului respectiv. Și s-a lăsat cu niște apă pe jos, cu mine pe sus, și după aia n-am mai fost acolo. Deci te-au dat afară, practic. Da, am ieșit și eu, am colaborat. Da, ai prins ceva? Prea alunecos și eu prea neîndemânatic. Îmi pare foarte rău. Am pus mâna așa pe câte un crap, dar nu, n-am reușit să-l... ceva complicat. Amintiri frumoase, amintiri de suflet. Voi să nu faceți așa, bineînțeles. Nu ăsta a fost îndemnul nostru, ci tocmai ca să vedeți unde se poate ajunge. Da. De fapt, pentru că... Și da, ar mai fi, mai sunt. Îmi dau seama că, practic, că dacă nu bei constant... Ajungi să bei dezordonat și foarte nasol. Da, foarte. Asta te zăpăcește de tot. Da, și îmi lipsesc bucăți din perioadele astea de dinainte de copii, între 1 mai și 15 octombrie, amintirile sunt destul de rătăcite. Și nu e nimeni care să fi trăit... Da, au trăit la fel ca mine și atunci, da. Să fi trăit în altă stare decât tine atunci, astfel încât să vină să povestească. Atâtea amintiri frumoase s-au mai pierdut. Mai era varianta cu legatul lăzii de bere, cu frânghie de aia de pescari. Așa. O frânghie lungă de 10 metri și te lua după dâră. Unde era dâra pe plajă, acolo și erai și tu. Și ajungeai tu primul, mă opream la fiecare cort, la fiecare turist, trăgeam la aia de bere, ziceam bună dimineața și ziceam, bem o bere? Bem o bere. Pac, venea și lada, după aceea serveam cu turiștii, mergeam mai departe, frumos, se făcea refill-ul. Asta, în clipele astea era în capot. Da, bineînțeles. E foarte frumos, pentru că e important, pentru că e o imagine elegantă. Aveam două. Ca să am și să le și schimb, că le mai și spălam din când în când. Rar, dar le spălam. Păi e foarte important să... Da. Azi nu se spală. Azi e sărbătoare. Nu. La noi e sărbătoare tot timpul.
La, și la noi era sărbătoare, așa, sărbătoare mare de la 1 mai la 15 octombrie. Practic, acum începe, este momentul, profitați de aceste clipe de post și rugăciune, mergeți, donați sânge și după aceea, da, faceți ce trebuie făcut. Cătălin Neamțu este aici, o să-l mai chemăm să ne mai învețe, să ne arate calea, pentru că o știe foarte bine și... pe direcția asta, chiar da. Dacă vă luați după urmele de ladă de, de ceva, de orice. În București zgârie asfaltul și da, nu prea... Nu, e foarte greu, cum. E foarte greu, da. Dar dacă vedeți niște dopuri de spumant aici în față, să știți că de la noi sunt. Asta ca să știți să vă ghidați, să găsiți locul faptei. Cătăline, îți mulțumim. Cum are treabă? Așteptăm să ne și vedem, mă rog, în alte condiții. Adică în condiții de lucru, nu ca acum. Păi eu merg acum, imediat, de mâine încolo, mă găsiți acolo. Acolo. Da? Te duci? Pe litoral, da, sigur. Doamne ajută. Ajută. Cătălin merge să vadă dacă se poate trăi, da, nu-i așa, 100 de lei. 100 super de challenge. Lei. Da, foarte frumos. Am anunțat să mă întorc cu mai mulți bani. La Pro TV. Asta mi-e teamă că da. Mi-e teamă că da. Poți să-ți dau un halat dacă vrei. Să un capot, da. Un capot să ai pe tine. Bun, deci v-am pupat dulce pe ceacră. Mulțumim, Cătălin. Doamne ajută. Cu drag, doamne. Așa. Cum îi spunem, mă? Stați, da, stați să vă ridic și pe ele, scuze, eu sunt în ultimul hal, da. Așa, deci la revedere. Hai mă, încă o dată, 2, 3 și la revedere. Așa. La revedere. E mai pe sobrietate că urmează Radu Paraschivescu și, mă rog, suntem intelectuali, super. Și astea. După care avem concert, Inina Rimes, România are sânge de rocker, mă rog, prostii din ăștia. Deci, aia, da, scuze, da, asta a fost. Leave me in my pain. This is Morning Glory. Put the hand and listen on Rock FM.